Lucrarea se numește Primul Adam pe al doilea Adam. Există niște texte mai puțin recunoscute de biserică care zic că locul Golgota, pe care a fost răstignit Hristos, care era și numit al doilea Adam, era mormântul lui Adam I. Păreau destul de des, se pare, discurile astea în antichitate, atâta că oamenii treceau repede cu vederea, le uitau,
Personajul central din toate poveștile și teoriile și conspirațiile, tot Iisus rămâne preferatul meu și din viața lui sunt o grămadă de aspecte care nu le-am mai lucrat până acum, dar cred că de acum încolo o să fie mai serioase așa. Și aș merge în direcția asta, cu a-l prezenta pe Iisus mai aproape de om, mai și om și parte din Dumnezeu. Mi-a plăcut faptul că e o ramă foarte mare care are niște dimensiuni mai de outdoor urban. Să tot fie, la mai mare, la rame din ce în ce mai mari.